Astăzi vom face reglarea la luneta Discovery 8 IDPRS gen 2 525x56. Reglarea lunetei se face cu această sanie sau capră care permite puștii să stea singură în poziție fără să fie nevoie de sprijin din partea trăgătorului. Primul foc de reglaj îl tragem la o țintă foarte apropiată. Este pe la 10 metri, poate 15, fără ca să facem niciun fel de reglaj, pur și simplu tragem primul foc asupra țintei și vedem unde a lovit. Am băgat un cartuș pe țeavă, tragem și vedem unde lovește. Și ne uităm unde a lovit. Înălțimea e perfectă, doar puțin în stânga. Acum vom face reglare grosieră. Adică ne punem în spatele puștii din nou, ne uităm în lunetă de pe pușcă, ținem reticulul exact în același punct unde am ochit inițial, adică în punctul negru, și mișcăm turela, asta cea din dreapta, cea de derivă, până când reticulul ajunge asupra găurii. Deci o ținem în poziție. Așa. Și acum avem un reglaj grosier la 10-15 metri, astfel încât, dacă tragem la mai distanță, să nu ieșim de pe hârtie. Acum vom duce ținta la distanța la care vrem să facem 0, adică 50 de yards, 46 de metri. Am dus ținta la 46 de metri. Și acum vom executa un nou foc asupra punctului negru, din nou ca să vedem unde se face gaura în relație cu unde am ochit. Dăm zoom-ul la maxim, reglăm paralaxa și tragem un nou foc în punctul negru. Deriva este bună și elevația este de ajustat exact cum ne așteptam, pentru că am schimbat distanța la care tragem. Acum vom repeta exact același procedeu ca înainte. Ținem pușca fixă în poziția inițială, deci cu reticulul pe punctul pe care am ochit, și mișcăm de data asta din tureta de elevație până când reticulul ajunge deasupra găurii pe care am făcut-o când am tras. Acum putem zice că am făcut reglajul grosier, adică pușca se duce cam pe unde ar trebuie, pe unde se vede luneta. Dar acum trebuie să facem și reglajul fin. Pentru reglajul fin o să pun această țintă și o să tragem un grupaj pe una dintre aceste cruci. Am marcat deja aici un centimetru între aceste puncte. O să vedeți mai încolo de ce. Ideea e că se poate face PML, punctul mediu al loviturilor, din 3 sau mai multe cartușe. Eu o să trag 5. Asta iarăși depinde de fiecare câte cartușe are la dispoziție. Această pușcă fiind în 22 LR, o lovitură nu e chiar așa scumpă, dar pentru puști în calibre mai mare, unde fiecare glonț e 15-20 de lei, probabil că
nu se merită să tragi așa multe gloanțe pentru reglaj. Pentru focurile de grupaj, nu o să mai trag de pe capră, ci o să trag de pe bipot și săculeț, ca în condițiile normale de concurs. Pentru bench rest sau alte concursuri de precizie. Am încărcat 5 cartușe și acum tragem pentru grupaj. Am tras acum. Mergem să vedem ce am făcut la țintă. Eu, bineînțeles, vedeam unde sunt găurile, dar din păcate n-am un dispozitiv din acela de privit prin lunetă. Așa că vă arăt aici. Ăsta a fost primul foc. Următoarele trei aici. Și ultimul acolo. Și acum, ca să stabilim punctul mediu al loviturii, o să folosim aplicația Ballistic X. Deci, vom folosi această aplicație. Alegem camera. Ne apropiem cât mai tare de poză. Și am făcut poză. Acum, trebuie să stabilim un centimetru. Și așa, pentru asta vom folosi aceste puncte. Bineînțeles, dacă n-ar trebui să țin două telefoane în mână, aș fi putut pune un liniar pe țintă, dar asta e. Acum stabilim distanța, 46 de metri, calibrul, 22. Next. Apoi stabilim punctul unde am țintit. POA, point of aim. Și acum marcăm cele 5 găuri de pe țintă. Sper că se vede. Așa. Și apăsăm Next. Și acum ne zice grupajul, 1,7 MOA. Putem apăsa pe aici un overlay să punem poza. Apăsăm Save. Aici avem rezultatul și ne zice foarte clar. Trebuie să apăsăm D, adică jos, 0,05, deci e bine, și left, 0,08, deci e bine. Deci, dacă ar fi fost 0,1, am fi putut da ceva din turetă, dar dacă e sub 0,1 mils, nu putem ajusta, pentru că ajustarea minimă pe turetă e 0,1 mils. Deci, putem zice că
Luneta este reglată. Bineînțeles, acum mai putem trage un grupaj de control de 5-10 focuri, dar luneta putem spune că e reglată. Următorul pas este să resetăm turela, pentru că acum, după cum se vede, nu este pe 0, nici la elevație, nici la derivă, astfel încât să fie turele în dreptul la 0. Ține bine de asta și desfacem șurubul de sus. Și ridicăm capacul turelei. Acum, ca să facem zero stop, trebuie să desfacem astea trei șuruburi. Așa, și coborâm acest inel cât mai jos până lovește vește aici chestia aia. Așa. Și acum strângem șurubulile astea la loc. Așa. Și acum punem tureta cu 0 pe linia asta. Trebuie să strângem asta la sfârșit. Așa. Deci acum tureta intră și strângem șurubul. Da. Deci se mișcă și aici se oprește. Acesta este zero stop. Acum este perfect aliniată. Da? Deci la 0 aici înseamnă distanța la care am făcut 0, 46 de metri. Același lucru trebuie să facem și pentru tureta de derivă, dar asta nu are aici șurub. Trebuie să deșurubăm set screw-urile astea de aici. Sunt 4. Și acum tureta ar trebui să iasă. Deci scoatem tureta și acum o aliniem cu 0 la 0 de acolo. Și strângem șuruburile la loc. Toate cele 4 set screw. Trebuie să recunosc că sistemul ăsta de prindere a turetei cu 4 șurubele nu e cea mai deșteaptă idee. Când pui la loc, se mișcă destul de ușor și nu ești sigur dacă a intrat pe aceeași poziție pe care a fost reglată. Cam asta ar fi pentru reglatul lunetei. Bineînțeles, totdeauna după ce se face o treabă, trebuie să o testezi. Mai tragi un grupaj, două, ca să fii sigur că totul este așa cum trebuie.